Salutare internet! Eu sunt Li și acesta este un nou episod din seria educativă Criptopedia, prin care vom face o introducere în criptoeconomie pe înțelesul tuturor. Și azi vom continua discuția despre Ethereum și vom vorbi despre NFT-uri, adică Non-Fungible Tokens. Dar înainte să intrăm în subiect, nu uita că fiecare video vine cu premii, detalii în descriere. Și te așteptăm pe canalul de Telegram Criptopedia pentru a participa la discuții despre piața cripto. Acum hai să începem! În acest episod vom afla ce sunt acelea NFT-uri, adică tokenuri infungibile în română, cum funcționează acestea și vom discuta despre un exemplu clar care s-a concretizat sub forma de pisicuțe pe blockchain. În primul rând, hai să vedem ce înseamnă fungibil și nu are legătură cu fungile sau ciupercile, surprinzător. Fratele nostru Dex Online ne spune că fungibil înseamnă un lucru care poate fi înlocuit cu altul de același fel, de aceeași calitate și aceeași cantitate. În acest caz putem spune că Bitcoin este fungibil, adică fiecare monedă are aceleași calități și reprezintă aceeași cantitate. Deci, prin deducție logică, infungibil înseamnă un lucru care nu poate fi înlocuit, adică un ceva care are proprietăți unice prin care devine la rândul său unic. Aici intră în schemă blockchain-ul, mai exact blockchain-ul Ethereum, unde găsim două standarde des întâlnite prin care se pot crea astfel de tokenuri, și anume ERC721 și ERC1155. Ambele sunt niște contracte smart standard care rulează pe rețeaua Ethereum. Diferența este că ERC721 se folosește pentru a crea un singur NFT, iar ERC1155 ajută la crearea de serii de NFT-uri. Acum, trecând peste partea asta puțin mai tehnică, un NFT reprezintă un bun digital unic care este creat, găzduit și transferat pe blockchain la fel ca orice alt token. Diferența aici fiind că acestea nu sunt făcute să reprezinte o formă de bani și de cele mai multe ori reprezintă articole unice în jocuri sau un obiect de artă, cum ar fi un tablou digital, o piesă muzicală sau poate chiar și un film. Motivul principal pentru care piața NFT-urilor a bubuit atât de tare este pentru că rezolvă o problemă primordială a mediului digital, și anume faptul că acesta permite copii exacte și infinite ale oricărui bun digital. Iar în acest caz, blockchain-ul facilitează certificarea de autenticitate a bunurilor digitale printr-un protocol nativ al internetului, astfel creând bunuri digitale unice. Acum hai să luăm un exemplu clar de dApp care se bazează pe NFT-uri și anume CryptoKitties, unul dintre primele jocuri pe blockchain care au mega bubuit și în 2017 chiar au reușit să congestioneze tot blockchain-ul Ethereum de la numărul imens de tranzacții generate. Acest joc este un exemplu foarte interesant prin care proprietățile blockchain-ului sunt folosite pentru a facilita anumite aspecte ale jocului, cum ar fi posesia, crearea și tranzacționarea de bunuri digitale unice sub formă de pisicuțe. Pe site-ul oficial, jocul este descris ca: în CryptoKitties, utilizatorii colecționează și împerechează creaturi adorabile pe care le numim CryptoKitties. Fiecare pisicuță are un genom unic care îi definește aspectul și atributele. Jucătorii își pot împerechea pisicuțele și astfel creează noi prieteni blănoși ce pot descoperi noi atribute. În principiu, CryptoKitties folosește blockchain-ul Ethereum pentru a rula NFT-uri sub formă de pisicuțe cu o combinație unică de atribute numite Key Attributes. Mecanica jocului este destul de simplă. Există o piață unde pisicuțele pot fi cumpărate. Prețul este în Ether și este desemnat prin licitație. Imediat ce deții o pisicuță, o poți împerechea cu pisicuța unui alt jucător sau poți lua o nouă pisicuță pentru a le perechea împreună. Prin procesul de împerechere, o nouă pisicuță unică este creată. Aceasta poate fi folosită pentru împerechere sau poate fi scoasă la licitație pe piață. Toate aceste procese sunt în fapt o tranzacție în rețeaua Ethereum și au costuri de tranzacție asociate. Deși acest joc pare rudimentar, cheia stă în atributele specifice fiecărei pisicuțe care creează un bun digital unic. Mecanismele de piață sunt dependente de aceste atribute pentru că unele dintre ele sunt comune, iar altele sunt foarte rare, făcând astfel pisicuțele să fie mai ieftine sau mai scumpe. Aspectul central acestui joc este proprietatea digitală facilitată de blockchain-ul Ethereum, pentru că fiecare CryptoKitty este unică și 100% deținută de tine. Ea nu poate fi replicată, furată sau distrusă. Acest joc s-a bazat efectiv pe NFT-uri, dar ne putem imagina foarte simplu cum un asemenea strat blockchain poate fi adăugat la jocuri clasice, precum World of Warcraft sau Dota, unde există articole unice în joc, precum hăinuțe pentru eroi sau diferite skin-uri de arme, facilitând astfel o economie descentralizată asociată jocurilor. Acum, hai să concluzionăm episodul de azi. NFT-urile sunt bunuri digitale unice care există pe blockchain. Acestea sunt definite prin contracte smart care garantează autenticitatea, posesia deplină și transferabilitatea acestor bunuri. Acesta a fost episodul de azi, dragii mei. Până data viitoare ne puteți găsi pe Facebook și pe Telegram, linkuri în descriere. Nu uita să dai un thumbs up și un share acestui video. Toate cele bune!